Formularele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt disponibile la Direcția de Asistență Socială Făgăraș începând de marți 19 octombrie, de luni până vineri, între orele 9 și 13. Acestea vor putea fi depuse până pe data de 10 noiembrie 2021. Vă reamintim faptul că ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 de lei pe persoană în cazul familiei și de 2.053 de lei în cazul persoanei singure. Începând din 19 octombrie 2021, cererile pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Făgăraș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 9, de luni până vineri, între orele 9 și 13. De asemenea, pot fi descărcate și de pe site-ul www.dasfăgăraș.ro. Quantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței, raportat la venituri în funcție de sistemul de încălzire utilizat, poate fi aflat de pe www.tvfăgăraș.ro.